În orașul Băiespri, la mai multe blocuri de locuințe, se fac în această perioadă lucrări de reabilitare termică. Printre imobilele care sunt învelopate se află și unele care găzduiesc apartamente sau garsoniere ce aparțin unor localnici cu venituri modeste. Avem două blocuri și încă o scară care reușim să le reabilităm în cadrul unui proiect POCU, un proiect pe finanțare europeană. Noi avem în Băiespri un program anual de 100.000 de euro prin care acordăm finanțare din bugetul local pentru anveloparea de blocuri, iar anul acesta reușim pe lângă acel program să facem reabilitarea și pe fonduri europene. Lucrările au un dublu câștig. Sunt anvelopate clădirile și în același timp se schimbă aspectul acestora. Pe de altă parte, locuințele vor avea un preț mai bun în cazul în care proprietarii vor dori să le vândă. Cei care nu au fost eligibili în proiect cu finanțare 100% din fonduri europene au avut posibilitatea și ne bucurăm că s-au înscris la reabilitare. Ei au contribuit cu 20% din valoarea lucrărilor, iar primăria cu 80% din valoarea lucrărilor. Doar așa am putut reuși anveloparea unor scări întregi și doar așa are un efect din punct de vedere tehnic, adică anveloparea se creează făcând tot blocul sau toată scara. Am muncit mult și am umblat din scară în scară, din apartament în apartament, încercând să convingem oamenii că trebuie să participe la acest proiect. Și în continuare, unde vom anvelopa din bugetul local scările sau blocurile, vom merge pe același principiu, adică întreaga scară sau întreg blocul, nu apartamente individuale. Ne dorim să ajungem să avem toate blocurile din oraș anvelopate și cu un aspect plăcut. Mai trebuie spus că la unele imobile nu s-au mai făcut lucrări de când au fost date în folosință.